Și acum vine prima întrebare. Tam, tam, tadam, tam, tadam, tam, tadam. Zice, dacă ați fi ales primar al municipiului Bacău, care ar fi problema din lista de mai jos pe care ați rezolva-o în primul rând? Atenție! Are grafice, are ditate. Aceasta este întrebare adresată poporului. 18% din respondenți spun câinii vagabonzi. 13% spun asfaltarea străzilor. 12% corupția din administrația locală. 8% curățenia orașului și îngrijirea spațiilor verzi. 7% reabilitarea termică a blocurilor. 7% construcția de locuințe sociale pentru persoanele cu venituri scăzute. 7% reducerea cheltuielilor cu întreținerea. Cine? Un pic de răbdare. 6% amenajarea de locuri de parcare, 4% infracționalitatea, delicvența, 2% calitatea apei la robinet, 2% construcția de creșe și grădinițe, 1% amenajarea piețelor, 1% crearea de locuri de joacă pentru copii, alt lucru 12%. Că dacă ați fi ales primar al municipiului Bacău, care ar fi problema de lista de mai jos pe care ați rezolva-o în primul rând? Voi băcăoanii, cu căldură, spun acest voi băcăoanii, spuneți pe locul întâi 18% câinii vagabonzi. Zice, hai că mă întorc la cameră. 5% foarte mulțumit. Marius, m-am întors aici. Hai cu tata. Așa. 5% foarte mulțumit. 47% mulțumit. Nemulțumit 33%, foarte nemulțumit 11%, nu știu, nu răspund 4%. Ideea este în felul următor, că procentele sunt cam egale. Mulțumire, nemulțumire. Din punctul meu de vedere, ceea ce ați răspuns dumneavoastră în acest sondaj poate reprezenta adevărul. Care vă să zic că, repet, 5% foarte mulțumit, 47% mulțumit, 33% nemulțumit, 11% foarte nemulțumit, nu știu, nu răspund, 4%. Următoarea întrebare. Care este cea mai importantă realizare a primarului Romeo Stavarache în ultimii 4 ani? Întrebare deschisă, răspunsuri recodificate în categorii majore. Asfaltare străzi trotuare, 24%. Cu alte cuvinte, 24% dintre dumneavoastră credeți că aceasta este cea mai importantă realizare a primarului Romeo Stavarache în ultimii 4 ani. Poduri, 9%, pasajul pe sub calea ferată, 6%, înfrumusețarea centrului orașului, 6%, începerea lucrărilor la spital, 5%, ajutor pentru bătrâni, 5%, curățenia orașului, 5%, parcuri, spații verzi, 4%, reabilitare termică, blocuri, 4%, centrul de afaceri, o măreață investiție, 4%, spații de joacă pentru copii, 3%, reabilitare școli, grădinițe, 2%, transportul în comun, 2%, alte realizări, fiecare sub 1%, sunt 6% adunate, nu are realizări, 9%, nu știu, nu răspund, 7%. Care va să zică? Concluzia. Băcăoanii cred că cea mai importantă realizare a primarului Romeo Stavarache în ultimii 4 ani, asfaltarea străzilor și trotuarelor. Am ajuns la următoarea întrebare. Care este cea mai mare nerealizare a primarului Romeo Stavarache în ultimii 4 ani? Întrebare deschisă, răspunsuri recodificate. Din punctul nostru de vedere, neamenajarea străzilor periferice, 16%. Neterminare lucrări începute, 13%. Oh, da. Curățenia orașului, oh, da, 8%. Crearea locurilor de muncă, 7%. Câinii vagabonzi, 7%. Dezăpezirea, 4%. Corupția din administrația locală, 4%. Locuri de parcare, auleu! 3%, locuințe sociale și anele, 3%, ajutoare pentru nevoiași, 3%, spații de joacă pentru copii, 2%, infracționalitate, siguranța cetățeanului, 2%, costuri mari la întreținere, 2%, canalizare defectă, 2%. Bine, e o lucrare plătită din bani publici, banii aia publici de la domnul primar, o lucrare plătită din bani publici. Așa, și mergem mai departe, calitatea proastă a apei, 1%, neonorarea promisiunilor, 1%, altele 8%, nu a realizat nimic, 3%, nu știu, nu răspund, 11%. Prea frumosul sondaj zice în felul următor. După cum știți, la nivel local, PSD, PNL și PC sunt împreună în alianța politică numită Uniunea Social-Liberală USL. Ce părere aveți despre această alianță aici în Bacău? Grafice din nou. Zice, foarte bună, 8%, destul de bună, 30%, destul de proastă, 34%, foarte proastă, 12%, nu știu, nu răspund, 16%. Ce să zic? Nu mai zic nimic.
Următorul punct. Dacă ar fi ales ca primar al Bacăului Dumitru Secherariu, iar Dragoș Bene ar fi ales președinte al Consiliului Județean, ar fi o soluție bună pentru județul Bacău sau nu? Nu ar fi o soluție bună, 57%. Nu știu, nu răspund, 6%. Ar fi o soluție bună, 37%. Asta zice Centrul de Sociologie Urbană și Regională, CURS, în februarie 2012. Vreți să comentăm? Nu vor merge niciodată în tandem. Vă garantez eu asta. E, și acum avem o problemuță. Spuneți-mi, vă rog, cât de des vă uitați la următoarele posturi TV din județul Bacău. TV Bacău și 1 TV Bacău. Avem grafici. Zilnic. La TV Bacău se uită 27% dintre dumneavoastră, la 1 TV Bacău se uită 27% dintre dumneavoastră. Să la egalitate. Cum se întâmplă acest lucru, vă spune Laurențiu. Avem emisiuni. În principal, ne cam lovim pe aceeași oră, da? Și oamenii zapează. Ia să văd cine e la Laurențiu sau la TV Bacău, hai să vedem cine e la 1 TV Bacău. Și oamenii se stabilesc. Și o să vedeți cum se stabilesc. De zilnic se uită oamenii ăștia în proporție egală, pentru că te uiți și oricine face acest lucru, te uiți de curiozitate, că și eu mă uit și pe Realitatea și pe Antena 3. Și pe aia și pe aia, să vedem ce și cum. Și acum, stabilirea. De 2-3 ori pe săptămână. Niciodată nu facem emisiuni la care să spunem, nu la rupem audiența 5 zile pe săptămână. La noi, aici, la TV Bacău, 28%. La 1 TV Bacău, 22%. Care va să zică sunt vreo 6%. Nu vreau să comentez, că o să zică lumea că vezi, Doamne, mă, nu știu ce și nu știu cum. Dar știi, tot îmi spunea cineva că fabricăm sondaje. Nu fabricăm sondaje, copilași. Astea sunt sondajele. Asta e o linie care e mai sus, asta e o linie care e mai jos. Mergem mai departe, de două, trei ori pe lună egalitate, o dată pe lună sau mai rar egalitate, dar mai există și un răspuns foarte interesant, pentru că sunt persoane care nu se uită niciodată la o anumită televiziune. Niciodată la TV Bacău, la noi, 21% dintre respondenți. Dom'le, nu mă uit niciodată la o televiziune locală, 21%. Niciodată oameni care nu se uită la 1 TV Bacău sunt 26%. Nu vreau să comentez nici asta. Nu știu, nu răspund, 1%. Spuneți-mi, vă rog, ce ziare locale citiți sau ce mijloace de informare electronice accesați de obicei. Blog, site, în paranteză. Liniuța, da? Deșteptarea, 45%. Ziarul de Bacău, 12%. Observator de Bacău, 6%. Bloguri și site-uri din Bacău, adică toate, bre, toate, 3%. Puh, vă dați seama? Deci, pentru că am spus chestia asta și cifra asta, voi fi tăvălit pe bloguri! Avaleu! Imparțial de Bacău, 1%, alt ziar, 1%, nu citesc presa locală, 32%. Vreți să nu comentez? Nu comentez. Vă mai spun o dată. Deșteptarea, 45%, ziarul de Bacău, 12%, observator de Bacău, 6%, bloguri și site-uri din Bacău, 3%, imparțial, 1%, al ziar, 1%, nu citesc presa locală, 32%. Și cu asta am spus tot. Dar, ca să nu-mi sară băieții în cap, iată studiul sociologic ce zice. Dumneavoastră folosiți internetul? Întrebare către Băcăoani. Răspunsuri. Da, numai acasă, 32%. Da, și acasă și la serviciu, 13%. Da, și acasă și la serviciu și în alte situații, 5%. Da, și acasă și în alte situații, telefon mobil, vecin, prieten, cafea, internet, 2%. Da, numai la serviciu, 1%. Da, dar numai în alte situații, de exemplu, telefon mobil, vecin, prieten, cafea, internet, 1%. Nu folosesc internetul, 46%. Ceea ce ne spune că există persoane cam jumătate-jumătate. Din aceste persoane intervievate, își iau mijlocul de informare, totuși din cotidianul Deșteptarea, bloguri, site-uri, 3%. Așa zice studiul sociologic. Care mai are două părți super interesante. Părți care vor veni imediat sunt gata și cu care vă voi încânta și în zilele următoare. Băi, zic colegii ăștia mei, cam 5%.